pentru că am văzut în tatăl meu un model. Mi-am zis așa, în viața aceasta mă voi căsători cu o persoană ca și tatăl meu. Dacă nu va fi așa, nu trebuie. Dragoste e ceva ce te inundă și când te inundă, tu devii un râu. Tu, practic, dai o ofer mai departe. Este modul în care Dumnezeu îți însoțește viața și familia într-un mod nevăzut momentele alea în care tu nu știi cum, dar cineva a intervenit și te-a ajutat. Nu mă căstoresc cu un slujitor ca să îi tai aripile sau să îl pun în situații nepotrivite pentru că stau împotriva lui Dumnezeu. Vă salut, dragi prieteni! Eu sunt Amos Matei și mă bucur că ați ales din nou să fiți parte la un nou episod fără paravane. Astăzi avem un episod special datorită faptului că alături de mine se află, de data aceasta, doi invitați. Mai exact, o familie, Cornel și Crina Popescu, cărora le spun un bun venit. Bine, Bine te-am găsit, găsit, Thomas! Vă mulțumesc mult că ați acceptat și după spusele Crinei îți mulțumesc tie, Cornel, că ai convins-o să, 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 vină, să vină aici la noi, la fără paravane. V-am prezentat sub termenul acesta de familie. În mod special pentru că astăzi îmi doresc să avem o discuție despre acest subiect, acest termen numit familie, pentru că tot s-a discutat intens și parcă din ce în ce mai intens la noi la noi în țară subiectul acesta a fost împărțită și definită în fel și chip familia. Aș vrea să le spunem ascultătorilor noștri că noi, astăzi aici, avem doar o dezbatere, nu suntem să ai să acuzăm pe nimeni sau să punem sub o lumină negativă pe cineva, ci doar suntem la o dezbatere despre acest subiect. Și, pentru început, aș vrea să vă întreb mai întâi despre voi. Aveți 13 ani de căznicie, din câte mi-ați spus înainte. Totuși, mă gândeam la mă leg tot de societate, că asta e, trăim, trăim în lumea asta. Mă gândeam eu așa, ce mai văd în jurul meu discuții între oameni, că și am ajuns la concluzia că, de exemplu, dacă cineva vorbește despre divorț, să spunem, pare că este un lucru din ce în ce mai normal. Adică, bă, uite, nu s-au mai iubit și asta a fost și și-a găsit pe altcineva și și-a găsit din nou fericirea. Dar aș vrea să mergem în extrema cealaltă, care este bună din punctul nostru de vedere și anume ce v-a ajutat pe voi să rămâneți și astăzi după 13 ani de căsnicie o familie unită. Bun o să răspund eu mă uit spre Crina să văd uh, cine poate să ia inițiativa. am Amos ai spus un lucru mare faptul că familia este atacată. Uh, nu poate fi atacat ceva ce nu există. Familia exista dintotdeauna și ea va exista. Această construcție îi aparține lui Dumnezeu. Este modul în care Dumnezeu a gândit, a construit societatea, dacă vrei, lumea aceasta. El a pus niște temelii, a pus niște uh, principii peste care omul nu poate să treacă. Fără familie, fără uniunea aceasta dintre un bărbat și o femeie, societatea, lumea nu poate exista. Se pot descrie și inventa câte, nu știu, moduri de a gândi familie. Una singură funcționează: Uniunea dintre un bărbat și o femeie. Și dacă va fi să ducem termenul ăsta spre concret ce a vrut Dumnezeu să, să transmită omului prin această familie, prin modul în care el a gândit-o, într-adevăr putem discuta, pentru că aici societatea iar o în parte. Noi avem acum uh, termenul ăsta de concubinaj, în care nu trebuie să facem un act legal, nu trebuie să ne angajăm în fața nimănui, putem să stăm și probabil lucrurile pot merge și așa. Asta este un alt uh, discurs. Dacă vorbim de noi, Amos, um, cred că temelia sau fundamentul căsătoriei noastre stă dragostea asta față de Dumnezeu. Vezi, Amos? Nu poți iubi dacă nu ești iubit. N-ai cum să transmiți ceva ce nu ai primit. -ai, poți să -ți faci câte scenarii vrei tu. Vei deveni egoist, vei deveni. Um, um, doar vei consuma, vei emite pretenții. Dragoste e altceva. Dragoste e ceva ce te inundă și când te inunda, tu devii un râu. Tu, practic, dai, ofer mai departe. Cred că principiul ăsta um, a funcționat și funcționează în dreptul tuturor familiilor care sunt sănătoase și rezistă. Nu poți iubi dacă nu ești iubit. Și ca să fii iubit, trebuie să lași pe Dumnezeu să țină unde toată ființa și să schimbe. Vezi, lumea are un principiu uh, defect de a iubi. Uh, iubirea asta, cum să spun eu, materialistă. Stau cu tine că mi-e bine mie dar eu de fapt mă iubesc pe mine, nu pe tine. Eu de fapt stau cu tine că mi-e bine în mine și eu spun ție că te iubesc, dar eu de fapt mă iubesc pe tine. Nu, când tu iubești, care este iubirea desăvârșită, perfectă? Iubirea care te duce la sacrificiu. Practic, mă las pe mine, uite cum funcționăm noi ca familie. Eu mă uit la crina. Și când mă uit la ea, mă gândesc, cum pot să o fac, să o ajut să fie fericită ea? Fiind fericită ea, automat devin fericit și eu, pentru că e principiul ăsta în care fericirea ei se răsfrânge și asupra mea. Am spus într-o altă ocazie și ți a spun și ție acum, ă, cineva mi-a zis, dacă vrei să vezi cât de fericită sau împlinită e familie, uită-te la nevastă. Și dacă ea e bine, strălucește, zâmbește, își dă seama oricine cum merge familia respectivă. Și atunci cred că ăsta a fost un principiu care a funcționat și funcționează între noi doi. Dragostea jertfitoare. Nu mă uit la mine, mă uit la ea și caut să-i fie bine, să fie fericită. Ea se uită la mine și spune, dacă eu sunt fericită, vreau și tu să fii fericit. Și este o construcție împreună cu Dumnezeu. Spui, practic, că dragostea asta jertfitoare este ca un magnet care îi atrage pe cei doi și îi aduce împreună și ține pe o direcție constantă? Vezi, um, Amos, între um, soț și soție, dacă nu stă liantul ăsta, Dumnezeu, ei n-au cum să-și... Vezi, tu, noi ne naștem, și acesta este un principiu care funcționează în orice om, vezi, noi ne naștem cu o sete uh, extraordinar de puternică de a avea, de a poseda, de a fi. Centrul devinem noi. Indirect, cât de mult te lupți tu să fii bun, te vii centrul tău. În centrul ăsta, cumva, tu, de exemplu, când tu îți alegi viitoarea parteneră, după ce principii îți alegi? Trebuie să-ți placă, trebuie să se potrivească niște um, sisteme de gândire, niște principii de viață, Trebuie să nu alegi pe cineva care nu-ți place sau pe care nu ți simți. E, după ce tu ai ales persoana asta, tu acolo, cumva, intri într-un proces. Ce face Dumnezeu prin căsătorie? Practic, Dumnezeu prin căsătorie te șlefuiește în cele mai fine corzi ale vieții tale. Nimeni nu poate avea acces la mine atât de adânc cum poate avea ea. Nimeni nu poate spune și corecta lucrurile alea adânci, fine, înăuntru, cum mi le poate corecta ea. Sau invers. Pentru că acolo tu te deschizi, acolo devii tu. Nu mai ai măști, nu te mai poți ascunde, nu te mai poți farda. Ești tu. Și atunci familia sau construcția asta Dumnezeu o folosește și pentru a te transforma, a te deveni. Eu sunt 90 sau 80% schimbat datorită ei de cum am fost eu. Pentru că acesta este un principiu pe care Dumnezeu l-a lăsat și funcționează la Și m-aș bucura oamenii, după podcastul tău, să regândească dragostea asta în familie. Practic, tu ai pe cineva lângă tine. Ok, ce faci cu persoana asta? Doar o consumi și o aduci cumva în zona nevoilor și împlinirilor tale sau o, o îmbogățești, o construiești, o ridici, o transformi, o îmbogățești, o înfrumusețezi? Depinde de tine și lucrul ăsta va defini sau nu fericirea ta în familie. Vreau să spun ceva. Te rog, Crina. Din punctul meu de vedere, o relație sănătoasă respiră. Și o să fac o paralelă cu o relație nesănătoasă care e sufocată. De ce spun că respiră? În primul rând, între noi, ce a funcționat și funcționează, transparența, sinceritatea, protecția, locul sigur în care tu te simți foarte bine. Că dacă în cealaltă extremă a. a unei relații nesănătoase, este, de exemplu, um, um, să te simți în pericol sau să nu simți că ești validat, sau um, efectiv doar ți se cere și nu ai, nu există resurse să te încarci, bineînțeles că acolo lucrurile se vor degrada. Asta și m-am gândit personal ce ar pune între mine și Cornel un zi de despărțire. În primul rând ar pune uh, lipsa de validare uh, și uh, nemulțumirea lui față de mine. Acolo lucrurile cred că pot să stea puțin diferit. Dar în momentul în care posibilitatea aceasta de a comunica, a dezbate anumite subiecte chiar că nu sunt confortabile, e o șansă, să pot să-l cunosc și el să mă cunoască, împreună să învățăm, împreună să ne modelăm și să, să înțelegem ce vrem unul de la celălalt și care este rolul nostru. Eu mi-am înțeles foarte bine rolul. Eu știu cine sunt, ce vreau și de ce sunt aici. Dacă nu mi-l înțelegeam și dacă nu eram bine cu mine și nu lucram la mine, nu aveam cum să-l înțeleg pe el. Din pricina aceasta vreau să fiu o susținere pentru Cornel, nu vreau să-i tai aripile de la absolut nimic, eu sunt doar să-l învele, să zic așa, din toate punctele de vedere, ca el să fie bine și el să fie un bărbat autentic în viața asta, atât în societate cât și în casă. Crina, rămânem tot, rămânem puțin la tine încă, să vorbim despre o situație și mai concretă. Cornel, cine îl cunoaște, Uh, știe că el, de exemplu, pleacă foarte mult în misiuni, în slujire, câteodată îl mai însoțești și tu, dar câteodată nu poți. Să spunem că din situația aceasta s-ar cărea un conflict. Poate că nu la voi, că poate că voi ați reușit să, să gestionați situația aceasta, dar vine la tine o doamnă, o fată, o tânără căsătorită și spune, uite, soțul meu nu mi-o oferă destul atenție, tu vorbeai mai devreme despre validare, nu mi-o oferă timpul pe care l-aș vrea eu să mi-l ofere. Cum, să, cum ar putea o, o tânără căsătorită să gestioneze situația aceasta? Ea vrând să fie evident să, fie, să le fie bine, dar și ea la rândul lui la rândul ei, scuze, având nevoie de această validare, de atenție și de timp din partea soțului. O să-ți răspund la întrebarea asta după ce spun puțin cum funcționez eu. Sigur. În primul rând, dacă stau să dau o fir în urmă, când aveam 16 ani, pentru că am văzut în tatăl meu un model bun, care ne-a iubit, care ne-a protejat, care era un om spiritual și este în continuare, și am văzut și alte exemple nepotrivite și negative, mi-am zis așa, în viața aceasta mă voi căsători cu o persoană ca și tatăl meu. Dacă nu va fi așa, nu trebuie nu vreau să mă căsătoresc. De ce m-aș căsători? Ori așa, ori deloc. Și atunci Dumnezeu care știe inima și cunoaște gândurile, să zic așa, mi l-a dat pe Cornel. Deci am fost pregătită, mi-am dorit, am știut ce mi-aleg. Nu este ușor, Căsătoria mea cu Cornel, uh, cu un slujitor, nu este ușoară, este o responsabilitate, îți asumi. Eu nu m-am căsătorit cu Cornel ca să-l schimb, eu m-am căsătorit cu Cornel ca să-l susțin în ceea ce el are de făcut în această lume, să spun așa. Uh, după ce modelul meu a fost tatăl meu, uh, pasul numărul doi a fost ca eu să-mi găsesc... Um, Identitatea în Iisus Hristos. Eu am știut cine sunt și ce vreau. Când Cornel lipsește foarte mult și este în lucrarea lui Dumnezeu, în același moment sunt și eu cu Dumnezeu, în odăiță, acolo, l-am găsit pe Dumnezeu, îmi vorbește, îmi încarcă sufletul, îmi plinește nevoile și atunci eu sunt pregătită să fac față în anumite situații. Iar trei bineînțeles că fiecare persoană trebuie să își educe mintea. Noi dacă învățăm o lecție, nu învățăm cu mintea, noi o învățăm cu sufletul. De ce? Pentru că mintea noastră programează niște experiențe din trecut și le poți asocia. Și atunci trebuie să o educi. Nu ai voie să o lași așa, pentru că dacă o lași așa, te duce acolo unde e obișnuită și acolo unde și aduce aminte. Deci, Trebuie să fii pregătită, să-ți asumi și să știi care este rolul tău. Acum o să-ți răspund la întrebarea pe care mi-ai pus-o cu privire la o altă persoană. A fost o situație de genul acesta. I-am povestit puțin persoanei respective cum a funcționat la noi. Noi, în primul rând, discutăm și planificăm toate lucrurile împreună. Cornel nu ia nicio decizie și nu face nimic în afara voii mele. Împreună stăm pe genunchi și cerem ca Dumnezeu să-L însoțească, să fie și cu mine, să fie o unitate și o completare, pentru că eu am respect pentru Dumnezeu. Și când am respectul acesta pentru Dumnezeu, am și pentru preotul din casa mea. Mie mi-este frică să stau împotriva lucrării lui Dumnezeu, nu își face lucrul ăsta niciodată. Cu cât el mai fericit și cu cât s-ar duce mai mult, cu atâta vine acasă mai împlinit și mai liniștit și mai uh, super, să zic așa. Și atunci când el vine acasă așa plin de dragoste și ne iubește și ne oferă tot ce avem nevoie și... Uh, uh, deci, Cornel, când stă acasă, așa că o mică paranteză, stă ori la mine în brațe, ori cu copii. Atât, el altceva nu mai face. Deci, pentru el, casa e un refugiu. Și tot ce face în afara ei, face plin, încărcat, să spun așa, și pregătit ca să ofere ce Dumnezeu a pus în inima lui. Astfel că recomand persoanelor ca să uh, fie pregătite pentru ceea ce își asumă. Nu mă căsătoresc cu un slujitor ca să îi tai aripile sau să îl pună în situații nepotrivite pentru că stau împotriva lui Dumnezeu, știi? A. Dar și soțul, bineînțeles, că își face partea lui și răspunde. Și Cornel A. rezolvă toate lucrurile în casă, se ocupă de tot ce înseamnă emoțional și financiar și multe alte lucruri, și apoi este liber să facă ce dorește. Adică spui că înainte de căsătorie, o fată, să spunem că despre, despre asta era vorba, trebuie să fie atentă la, cum să le spun, la toate aspectele astea, și spiritual, sigur că da. și financiar, evident, și educațional, adică să ia în calcul toate lucrurile astea și să se gândească că există vreun domeniu în care eu n-aș putea să-l susțin exact, pe soțul meu. Exact. Dacă nu ești pregătită să faci asta, să nu faci, pentru că va fi greu pentru el și va fi pentru tine nepotrivit și o să fie un dezastru. Nu ți asumă ce nu poți să faci. Și dacă Dumnezeu te pune acolo, exista deja în tine acea sămânță. Erai deja în vederea lui Dumnezeu și pregătită să poți face față tuturor situațiilor sau provocărilor. Din perspectiva ta, Cornel, vorbind tot de o situație Concretă, pentru că asta ne propunem la fără paravane, există sau care sunt șansele, să te întreb mai exact, pentru un cuplu aflat în prag de divorț, care sunt șansele pentru reabilitare? Că spuneam la început că sau înainte, nu mai știu exact când discutam cu voi parcă pe oameni începe să nu-i mai deranjeze așa mult cuvântul ăsta de termenul ăsta de divorț. Și spun, bă, uite, dacă nu s-au mai înțeles, asta e, el și-a găsit pe altcineva, ia pe altcineva și acum trăiesc fericiți, se spune. Că asta am auzit. Vorbim de situații concrete de viață pe care le, le auzim și noi. Totuși, există șanse de reabilitare și ce-ar putea să, să rea, reabiliteze relația aceea care la un moment dat a fost plăcut, a fost bună, că da, s-a ajuns la o căsătorie pentru că cei doi s-au iubit, nu-i așa? Amos, Este trist că trebuie să aducem în discuție o realitate care devine din ce în ce mai, mai comună. Eu cumva am prins sau sunt între două generații: generația veche și generația care vine acum. Dacă am observat ceva ce se schimbă, incapacitatea omului sau a, a, a persoanelor de a lupta, dacă cineva anunță, de, dacă cineva își propune să pronunțe cuvântul divorț, va ajunge la divorț, deci totul pornește de aici. Noi în casa noastră avem un principiu, niciodată nu folosim cuvântul acesta în nicio situație. Deci pentru noi nu există un vocabular, nu există între noi. Nu că ne-ar defini sau ne-ar duce undeva, ci pentru că nu vrem să lăsăm nicio rădăcină între noi, oricât de mare, oricât de grea e problema, oricât de dificilă, că spunea că ne-am avut situații foarte grele între noi. Ne-am pus la masă și le-am discutat. Am reluat discuția pentru că ni s-au părut că nu am ajuns la un sens până când am găsit, potrivit cu înțelepciunea pe care Dumnezeu ne-a dat un cuvânt, potrivit cu valorile care sunt în noi, un sens. Dacă o familie mai are șanse să se reabiliteze fiind în prag de divorț, eu cred că da. E un proverb care mie mi îmi place foarte mult. de lui Dumnezeu toate cioburile și el are capacitatea să-ți refacă vasul inimii așa cum era. Din punctul meu de vedere, cred că este foarte important să-și asume această responsabilitate. Eu am făcut un legământ înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce unește Dumnezeu omul să nu despartă. Să nu despartă. Eu cred că noi avem capacitatea și puterea de la Dumnezeu să, să găsim soluțiile ca să nu se ajungă acolo. Da, dacă tu lași lucrurile să se precipite normal că ajungi într-o situație iremediabilă și ți se pare singura soluție. Nu aș vrea să fiu răutăcios, nici nu aș vrea să intru în subiect ăsta prea mult, dacă poate să mai fie după un divorț, o familie fericită. Bine, acum vezi, trebuie să și discuți termenii, ce înseamnă divorțul, cum a apărut. Dar să spunem că cauzele nu sunt cele pe care Biblia le, uh, le acceptă. Da? U cădere în, în adulter sau o situație care, practic, potrivit cuvintelor uh, Sfintelor scripturi, ai dreptul. Să vorbim de o situație în care o ambiție se naște și cumva fiecare își demonstrează puterea în fața celuilalt și a ajuns să spui nu mai vreau, nu mai nici dacă nici eu nu... nu Ajunge unde? Adică faci ce? Demonstrezi ce? Eu am mai spus, chiar um, zilele trecute, am vorbit cu un tânăr și am discutat un pic despre situația asta... A ce înseamnă familia. Și am depistat niște erori acolo, proaspeți căsătoriți, niște erori și am zis, uite, îți dau o perspectivă prin care tu să-ți vezi căsătoria și cred că te va ajuta să o, să o tratezi diferit. Gândește-te că Dumnezeu spune că cei doi se fac una și devin un trup. Deci, practic, jumătate ești tu, jumătate ești soția ta. Cum poți tu cu cuțitul să vii să stai mâna asta? E absurd tu cu vii și protejezi mâna asta dacă a avut un accident sau dacă s-a întâmplat ceva, oprești sângerarea, nu tai și... Adică deci, n-ai cum, pentru că tu vei deveni uh, handicapat. Nu mai ești tu. Deci e foarte important cum, cum vezi tu, cum percepi tu. Nu există, eu mână asta, da, mi, mi se poate amputa și îmi pune alta la loc, dar niciodată nu o să mai fie legătura aia care e creată și e lăsată de Dumnezeu. Deci eu cred că generația noastră, că fac și o parte din ea, e o generație care fie nu sunt încă învățați să lupte, fie societatea, mentalitatea asta modernă în care totul trebuie să fie easy, cool, totul trebuie să fie ușor, totul trebuie să fie în lux, totul trebuie să fie prosperitate, cumva te duce într-o zonă de frustrare, te uiți unde nu trebuie, vezi ce nu trebuie, te compari cu cine nu trebuie, tu habar n -ai. care realitatea din spatele vieții oamenilor respectiv, îmi spunea Crina la un moment dat o chestie și cumva am, nu am corectat, dar am analizat situația asta. Și îmi spunea, uite, vitule, am văzut pe X că s-au dus în vacanțe și au făcut și au drept și nu știu ce și ar fi super să mergem și noi să facem, știi? Și cumva când am analizat și am văzut situația respectivă, mi-am dat seama că noi nu putem să facem eforturile astea. Putem să avem vacanțele noastre, șirile noastre putem să mergem, da, dar nu putem. Și atunci cumva am stat și am discutat și am zis, mă, noi nu trebuie să ne uităm, sau nu, noi nu trebuie să ne asemănăm cu niște, cum să spun eu, uh, niște imagini care pot fi false. Viața omului ăla nu e așa. Realitatea din casa omului ăla nu e așa. Nu că nu mi-o doresc eu să fie așa, sau, ci pentru că din perspectiva mea și a noastră și a tuturor viața e compusă din multe provocări, multe lipsuri multe neajunsuri, poți avea bani, dar nu ai fericire poți să ai fericire, dar nu ai sănătate, poți să ai tot ce trebuie dar nu ai copii, poți să le ai pe toate, dar nu ai bani, deci undeva ceva îți lipsești și atunci dacă tu te duci în zona asta lași frustrarea să te macine Frustrarea care la un moment dat te duce în, 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 în riscul ăsta, deci eu cred că Uh, trebuie să-ți asumi această capacitate de a lupta. Luptă. Dacă nu mai poți singur, ia pe cineva lângă tine. Dacă persoana respectivă nu te poate ajuta, caută pe altcineva. În lumea asta există cineva care te poate ajuta. Și cu siguranță Dumnezeu vrea să te ajute. Depinde de tine. Crina, revin un pic la tine și voiam să te întreb. Uh, am discutat puțin mai devreme despre partea asta de, de slujirea lui Cornel, despre faptul că merge și ajută oamenii din jurul lui și își caută să-și împlinească misiunea pe care Dumnezeu i-a oferit-o în lumea aceasta. Totuși, lăsând la o parte lucrurile astea și revenind un pic la, poate la începutul căzniciei voastre, ce te-a făcut pe tine să să înțelegi totuși că este important să-l susții pe Cornel în direcția asta. Gândindu-mă, te întreba asta gândindu-mă la faptul că și tu ești o doamnă și poate vrei și tu sau ai vrut cel puțin la începutul căsniciei să strângi niște amintiri, cum a dat și Cornel exemplu, să mergi, să vă plimbați împreună, să strângeți amintiri, să mergeți și voi poate prin alte țări, prin locuri care mai de care mai faine prin vacanțe. Totuși mă gândeam că este foarte important ce ne-ai spus și mai devreme și de asta voiam să te întreb cum ai reușit tu acolo în gândurile tale, în sufletul tău să ajungi la concluzia că este totuși important să îl susțin pe Cornel în direcția asta și poate că în unele momente de ce nu te-ai dat pe tine la o parte și dorințele tale? În primul rând, respectul pentru Dumnezeu. În al doilea rând, cum spuneam, eu Prețuiesc și admir foarte mult bărbatul, indiferent care ar fi el pentru mine, este superior și nu că ar fi peste femeie neapărat, că și femeia, sunt multe situații în care controlează lucrurile foarte frumos, știe exact cum să facă, e foarte deșteaptă, știe cum să procedeze și a mai departe, ci vorbesc de o autoritate plăcută a protecției, a grijii, a împlinirii, a... a... Cornel știe că de când eram eu mai mic, așa, indiferent ce băiat era, cât de urâțel sau poate cu ochii strâmți sau nu contează, mă duceam la el să-l încurajez, poți, știi, o să ajungi, o să devii. Și uh, mi-am dat seama că asta o am și am rămas cu ea și dacă stau așa să mă gândesc că nu știu dacă m-a încertat cu vreun băiat în viața asta, și bărbat, și băiat, nu mi amintesc niciun conflict pentru că îl respect. Acum să ne întoarcem la mine. Da, au fost situații în care eu am renunțat la mine. Au fost situații pe care eu nu le-am înțeles, dar am preferat să tac. Și în momentul în care am tăcut, să știi că atunci Dumnezeu m-a binecuvântat extraordinar de mult. Și binecuvântarea pe care eu am primit-o în tăcere pe mine m-a smerit m-a smerit și m-a făcut să înțeleg și să văd cât de mult a contat tăcerea mea și cu cât de frumos Dumnezeu a onorat-o dar după ce eu am fost pusă la încercare, într-un fel sau altul, să știi că au venit binecuvântările așa peste mine, cu dragostea Lui, cu tot ce Dumnezeu ne-a rezervat, să facem împreună, să plecăm călătorii, să facem de toate, să avem ce ne dorim, să ne cumpărăm ce vrem și așa mai departe. Deci, la vremea potrivită, încercat fiind, nu Dumnezeu nu s-a lăsat dator absolut nimic. Au fost, momentele alea sunt, și în ziua de astăzi și întotdeauna Dumnezeu răsplătește. Dar vreau să mă duc puțin la întrebarea ta de data trecută cu divorțul, că am și eu ceva de spus aici. Îmi dau seama că relațiile care nu funcționează există legături invizibile. Și legăturile alea invizibile sunt foarte periculoase, pot să fie de mai multe feluri. În primul rând, de atașamente emoționale nepotrivite cu alte persoane decât în familia ta. De exemplu, persoana care intră în căsătorie trebuie să știe exact de ce intră, pentru că iubește realmente, pentru că s-a atașat emoțional sau din obsesie. Sunt lucruri total diferite, pentru că toate reprezintă lucruri diferite. Obsesia este atunci când vrei pentru tine, efectiv te angulezi pe celălalt doar ca să-ți fie ție bine, să fii Centrul Universului tău este doar despre El, dar cât este despre El, de fapt, e despre tine, uh, nesiguranță uh, și multe alte lucruri. Atașem, atașamentul emoțional trebuie să ne dăm seama și tinerii să-și dea seama să nu cadă în capcana asta. Dacă cineva te înțelege într-un moment al vieții tale care este greu și pune balsam pe rana și rezonează cu tine, aia nu este iubire. Aia este decât un atașament emoțional. Ți-a dat și ți-a oferit ce a avut tu nevoie, dar tu pe omul ăla nu poți să-l iubești. Iar iubirea reprezintă altceva reprezintă stabilitate, reprezintă dezvoltare. Tu crești, te dezvolți, ai siguranță, ai libertate. Când vedeam la un moment dat în căznicia noastră câtă libertate îmi dă Cornel cu tot, și cu cardurile lui, și cu tot, și cu oricine vreau, oricând vreau, la orice oră vreau să vorbești și să stau și așa, m-am speriat, am zis, Asta înseamnă, de fapt, dragoste reală, ci ce încredere are în mine să procedeze astfel. De-aia e foarte important cum intri în căsătorie, pentru că dacă intri strâmp prin, cu obsesii sau cu atașament emoțional, da, poți să ducă la divorț. Dar dacă intri cu iubire, indiferent cât de greu ar fi o, cât de grea ar fi o situație, găsești resursele, găsești, găsești mijlocul, găsești te întâlnești, te întâlnești și pentru tine și pentru el și ajungeți la un numitor comun care asta nu face decât să reconstruiască și să reclădească și să uh, întărească de fapt relația și mai bine. Și totuși din punctul tău de vedere ce înseamnă o iubire sănătoasă? Păi o iubire sănătoasă înseamnă transparență, înseamnă uh, sinceritate, înseamnă apreciere, înseamnă valoare, înseamnă, chiar dacă nu l înțelegi, chiar dacă sunt lucruri care poate nu sunt ca tine. De exemplu, um, un risc foarte mare într-o căsătorie este când proiectezi um, sensibilitățile tale sau problemele tale în celălalt. Nu ai voie să faci lucrul ăsta. Tu trebuie să-l privești așa cum este el și cum spuneam la început, eu trebuie să lucrez cu mine. Când eu am lucrat cu mine și sunt pregătită să intru în căsătorie, eu nu intru să-l judec, să-l condamn, să-l prind la colț prin tot felul de situații ca să-l devalorizez sau să-l să aduc în situații în care el nu mai are încredere în el sau se simte frustrat sau nerespectat și așa mai departe. Deci contează foarte mult pentru mine cel puțin Prezența prin simțire, să te simți că tu mă iubești, că tu ești prezent în mine uh, emoțional, um, activ, um, nu fictiv. Da. Uh, voi aveți și copii, gemeni. Și voiam să vă întreb legat de lucrul ăsta: ce înseamnă pentru voi? termenul ăsta de creștere sănătoasă, raportându-ne la relația părinte-copil. Ce reprezintă pentru voi creșterea sănătoasă a unui copil? Aici o să-ți aduc o remarcă care a contat foarte mult pentru noi. Copiii sunt ai noștri și educăm noi. Nu statul, nu școala, nu after school -ul am apreciat foarte mult înțelegerea și capacitatea asta a crinei de a renunța la cariera ei în dezvoltare. Ea e psiholog de meserie. Și am apreciat foarte mult că atunci când ne-au venit gemenii, i-am cerut, i-am zis, să amore, poți stai un an, doi ani, cât îți permite statul, și după care te întorci la jobul tău, repornești cariera ta și copiii probabil că vor merge în sistemul ăsta care este acum. Creat de, de învățământ sau ne ocupăm noi de ei. Și am, am rămas impresionat că ea a acceptat, practic, să-și pună deoparte, pe standby această această nevoie uh, de realitate, știi, să ai și tu un rost în lumea asta și să se ocupe activ de copii. Ăsta pentru mine a fost un semn că ea este o mamă înțeleaptă. Și copiii noștri vor avea stabilitatea, vor avea construcția, vor avea educația, vor avea, um, cum să spun eu, pilonii ăștia, principali în viață. Au acum 9 ani și ori, fac 10 ani, și um, cumva discutăm în Crinuța vrea de la Anu să-și continue demersul în cariera ei și tot ce a însemna, însemnat pentru ea până acum um, dezvoltarea asta ei personală. Deci pentru mine, copiii, dacă tu nu înțelegi cât de important sunt anii ăștia până la șapte ani, nu e degeaba proverbul cei șapte ani de acasă, îi, îi vei aduna mai târziu din locuri nedorite de tine. Deci e foarte important ca tu să pui tu în ei, să te ocupi tu de ei. Da, e greu. Și spunea foarte bine Crina că mi-am luat responsabilitatea asta să alerg, să câștig pâinea, să mă îngrijesc de toate nevoile noastre și să avem cumva tot ce ne dorim și ne trebuie, dar cea mai importantă parte pentru mine a fost să văd copiii, să-i văd că ei cresc, sunt educați, au un caracter, au o personalitate uh, sănătoasă, au emoțiile securizate, deci nu sunt dependenți de străini, sunt, sunt ai noștri și trebuie să ne aibă pe noi ca sprijin. Iar cred că asta este un lucru care, din păcate, se schimbă în România. Și mi-e frică de generațiile care cresc fără părinți. Mi-e frică de generațiile care sunt colegi de la 7-8 ani, de la șapte 8 seara, de la after school, două ore mănânci cu ei, la 8 ai pus la culcare, dimineața ai plecat și tu și mi-e frică. Și cred că este un semnal puternic de alarmă pe care trebuie să-l să, -l, să -l tragem. Știi? Și Dumnezeu să te binecuvinteze prin Canalul tău, Dumnezeu, să trezească conștiință. E greu, știu. Eu nu. Nu sunt absurd că vii și. dar ascultă-mă sau ascultați-mă. Dumnezeu va face cumva ceva. Dumnezeu va pune El, va, nu știu, va scoate în cale, îți va deschide niște uși, îți va crea niște posibilități ca tu să ai. Pentru că în ochii lui Dumnezeu sunt importanți copiii. În ochii tăi trebuie să fie important. La bătrânețe, vorba fratelui Florin, nu o să te țină de mână nici diploma, nu o să te țină de mână nici cardul, copilul și o să uite în ochii tăi și o să spună că el nu te cunoaște. Tu ai fost decât un bucătar sau ce ai fost, un, nu știu, un moralizator. Tu n-ai fost tată, tu n-ai fost mamă și cred că nu știu dacă te poate săgeta pe la 60 de ani mai puternic ceva în inimă decât vorbele astea. Evită-le investind înțelept. Șapte ani, eu cred că este minimul de care copilul are nevoie să fi lângă el. Crina Corel, te-a lăudat mai devreme. Cum a fost pentru tine pentru mine a contat foarte mult să creez uh, un spațiu emoțional securizant pentru copii. Ce înseamnă asta? Înseamnă că de fiecare dată când copilul a avut o nevoie, când a simțit o durere sau o nemulțumire sau o bucurie, am vrut personal să mă aplec la nivelul lui și să vorbesc cu el, să-l las să se exprime, să vorbească, indiferent că era bine, că era rău, nu l-am oprit din nimic, tocmai ca să câștig să câștigi inima lui, să câștigi sufletul lui, să se simte iubit, prețuit, respectat, ascultat și ca drept urmare, până la vârsta asta, pentru că a primit mediul ăsta, cadrul ăsta, acum povestesc în continuu, nu se mai opresc. <laughs> și ne luptăm cu ideea... Gata, eu vreau... <laughs> nu vreau totuși să le spun, mă abțin, dar îmi place foarte mult că îi văd degaja să se exprime. Chiar și cu lucruri negative. Și îi lasă, îi lasă să vorbească și după aceea discutăm fiecare lucru în parte. Eu cred că mediul ăsta pe care părinții uh, recomand să se acționeze așa nu fac, o să se întâmple nimic altceva decât un viitor adult responsabil, care va fi preocupat să-și înțeleagă nevoile, să și le duce, dar și uh, nevoile celui din jur să le înțeleagă și să fie efectiv atent, altruist, bun. Și ca drept urmare... Asta fac copiii mei și cu ceilalți copii. Sunt foarte finuți, foarte atenți, uh, imediat se sizează cel puțin raul și Lara, în egală măsură, se sizează. Mami, uite, am simțit asta, mami, am văzut asta. Deci, pentru că i-am obișnuit așa, noi nu avem voie să mai greșim, că imediat spune, tu nu ești bine. Trebuie acum să-mi spui de ce. <laughs> de deci ce? Foarte țin frumos. Țin minte o situație cu Raul când l-am întrebat, nu știu ceva de, despre Cornel, dar doar așa, spre amuzamentul nostru și... A început Raul să zică acolo, da, că tati vrea mașina asta, că tati face asta, că uite vrea asta. Și zic eu, uite-l pe Raul ce dă din casă, <laughs> hai să te mai întrebăm. <laughs> Legat de ce spunei tu că au tendința să povestească. Mm. Uh, am stat și v-am ascultat cu foarte mare atenție pentru că mi se pare foarte important termenul ăsta de creștere sănătoasă și de a investi în ei și de a-i asculta și le a Crea un mediu emoțional sănătos și totuși mă gândesc că poate mai există anumite frici pe care le aveți sau gânduri legate de copiii voștri și de viitorul lor. Oh. Care sunt, nu știu, cele mai intense frici pe care le aveți gândindu-vă la ei și la viitorul lor și cum le gestionați? O să răspundim primul. Te rog. Uh, pentru că deja m-am gândit la lucrul acesta. Și aștept într-un fel sau altul adolescența și mă pregătesc pentru ea. De când erau mici, am adoptat un stil și anume, în orice situație ar fi fost ei puși, eu nu le spuneam, face așa și mai ales să nu le spui de ce trebuie să facă așa. Am zis, uite, ai varianta asta și ai varianta asta, tu alegi. Și. Le spuneam ce reprezintă fiecare și apoi îi lăsam să aleagă. Și, și acum sunt momente în care îi spun, uite, eu îți sugerez să te apuci de teme. Uh, și îi spune, da, mai încolo, da, nu știu ce, e alegerea ta. E alegerea ta, tu să știi că noi plecăm peste X timp, dacă te încadrezi vei veni, dacă nu, va trebui să rămâi să ți le faci. Nu? Acum mi le fac. Deci le-am pus întotdeauna să aleagă și de mici, pentru că ei au ales altfel li s-a format discernământul, conștientizarea, îi văd foarte responsabil în privința asta. Și mi-aduc aminte, nu mai ideea asta. Ce alegi? Tu alegi? Eu ți-am spus, tu alegi. Întotdeauna aleg varianta foarte bună când le spun treaba asta. Dacă spui, faci așa, că eu ți-am spus, nu există, l-am pierdut din start. Și mă gândesc că cu mentalitatea asta deja formată de mic, mare, totuși are acest control în mână. Eu aleg cum vreau să fie. Și mă, baz, mă leg totuși de treaba asta, ca să fie bine. Dar, bineînțeles, eu cred că un adolescent sau un copil, sau. Nu, nu știu ce să-i spun, viitor tinerel. Dacă totuși în casa lui a văzut dragoste, unitate, pace, înțelegere și comunicarea asta bună și eficientă, eu cred totuși că vor fi, vor fi uh, predominante. mai ales cum spune și cuvântul lui Dumnezeu, că învață-l pe copil calea de mic și nu se va bate de ea. Și chiar dacă doamne ferește, se va abate de ea, va veni un moment să înțelegem că creierul unui copil se dezvoltă până în 25 de ani până în 25 de ani, el nu poate să înțeleagă lucrurile așa cum le înțelegem noi. Neocortexul nostru funcționează într-un fel, noi știm foarte bine ce avem de făcut, înțelegem realitatea diferit față de cum o înțeleg ei și din motivul ăsta nu trebuie să ne raportăm la ei ca toate experiențele noastre din trecut să le punem asupra lor când ei spun, nu, nu vreau să vin sau nu, nu avem voie să le punem pentru că îi vom. efectiv punem o presiune așa de mare și pierdem. Dar în momentul în care îl înțelegi, îl accepti și faci cât de cât să fie linia de mijloc, atât cu tine cât și cu el, eu cred că rădăcinile, cel puțin, sunt foarte bune și sănătoase. Dar și dacă Doamne ferește, va alege unul din ei o cale greșită sau rea, o să fiu lângă el emoțional. O să mă rog înainte lui Dumnezeu și zi și noapte cu lacrimi și um, să se întoarcă la mine. Adică în cadrul în care acolo va găsi 100% iubirea și dragostea adevărată. Într-un mediu securizant. Da. N-am cum să mi-abandonez copilul și nici nu și pot să-i spun și tu alegi. Tu alegi răspuns efectiv, răspuns pentru ceea ce alegi. Și, practic, așa, dezvolți în ei și partea asta, tu spuneai că ei au ales întotdeauna corect și mă gândeam în timp ce spuneai lucrul ăsta, că asta îi ajută în adolescență și mai departe în viitor, ca în continuare. Tentați să aleagă partea care este spre avantajul lor. Exact. Și tot, totodată, chiar dacă nu se întâmplă și se va întâmpla să aleagă greșit, totuși vor, uh, vor învăța și partea asta a consecințelor. Da, da. Și de ce este mai bine să alegi totuși corect? Că uite, dacă alegi negativ, există niște consecințe. Da. Vorbim practic. foarte mult despre consecințe și despre răsplată. De exemplu, avem o. o foaie în care avem disciplină, așa scrie, disciplină, și pun plus un punct că am văzut hainele puse pe omeraj, minus un punct că nu ai arătat bunătate sau diverse. Și ei știu și se uită acolo, a, mai trebuie trei puncte și după 10 puncte voi primi ce îmi doresc. Și atunci primesc ce își doresc. Pentru că da, vreau să îi recompensez și să le răsplătesc pentru că și, adică, și eu vreau să fiu răsplătită. Cum nu s-ar bucura să fie ei răsplătiți? Cornel, cum e pentru un tată de, și de fată și de băiat? Eu văd altfel lucrurile și nu ți-ascund că nu vorbesc cu crinuța legat de adolescență, legat de perioada asta, atât din punctul de vedere a unei fete, din punctul de vedere a unui băiat. Eu îi zic mereu crinei, crinei amori, eu o să mă ocup de Raul, tu trebuie să te ocup de Laura. <laughs> nu știu, nu știu cum o să gestionez, nu știu cum va fi. E adevărat ce spune Crinuța: E foarte important să mânța, setările, cum le face în copil. Un alt lucru pe care noi îl facem și ne dorim cumva să îi ajutăm este să, înce să înceapă cumva să gândească că ei vor trebui să investească în slujire, în biserică. Și noi cumva îi pregătim, le spunem ce o să trebuiască să facă ei, unde să se implice, cum să se dezvolte, cumva pregătindu-i pentru un viitor în care ei vor fi prezenți. Dar, bineînțeles că asta nu garantează că ei vor fi, ei trebuie să aibă o întâlnire cu Domnul Isus Hristos, ei trebuie să aleagă ei pentru ei. așa cum spunea și Crinuța, indiferent de ce vor alege, um, cumva suntem dorni să fim lângă ei, să -i... E adevărat, orice părinte își dorește cumva, cum să spun eu, perioada asta să nu fie atât de amprentată de lume în ei. Pentru că te va deforma în viață. Cunosc tineri care nu au avut atât de multă legătură cu lumea asta și cunosc tineri care au avut o diferență foarte mare. În căsătorie, în slujire, în viață. Toate sunt foarte greu. Deci, cumva, porți niște cicatrici, porți niște niște sechele pe care le, 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 le vindeci greu. Acum, noi ne facem partea, ne luptăm, sperăm, ne rugăm, ne dorim, ne ocupăm, cum spunea Crinuța, și dacă Dumnezeu ne va da harul ăsta să îi ajute din fragedea lor um, copilărie să la. Ei au, nu vă nu spun acum ce sistem avem noi de, de, a-i de, a de a forma. Eu, de exemplu, când ai făcut o prostioară și trebuie să aplic o consecință, cum spunea Crina, îi pun două variante. Zic, ori te rogi, dar trebuie să te rogi așa încât să-ți să, să, să atingă Dumnezeu inima, adică îi, îi conștientizezi că nu doar o poezie. Ori, dacă nu, trebuie să-ți porți consecința. Și asta e consecința. Și uh, nu spun, am, automat că acceptă harul, nu da. uh, nu iau, să zic așa. Și mă uit la ei, eu fiind cumva în spate, ei se pun pe genunchi. Deci am o să zâmbesc, mă abțin să nu râd. Când îi văd cât de mult cumva se concentrează pe rugăciune, ca rugăciunea asta să devină un mijloc prin care Dumnezeu să-mi atingă inima. Bineînțeles că după fiecare rugăciune le spui că Dumnezeu nu-mi atingi Adică nu fac din chestia asta cumva o pedeapsă mai grea pentru ei. Dar asta am căutat mereu. Cumva să, să le arăt. Vezi că tu orice consecință vei avea o, o posibilitate să apelezi la Dumnezeu. Vei avea o ușă deschisă să te... Tu alegi. Tu ești cel ce decide. Dacă stai așa și nu mă interesează, asta nu anulează consecință. Dar ia-o tu înaintea consecinței. Ia-o tu înainte. Du-te tu înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, cum tati a fost un tată bun, va fi și pentru tine un tată bun. Știi? Ne rugăm, sperăm și investim. Și totuși, Cornel și Crina se reprezintă până la urmă familia. Sigur, reprezintă tot ce am discutat până, până acum, dar întorcându-ne puțin la partea asta socială, cum este definită de către societate, este familia doar o instituție socială și atât? Este, dacă putem să-i aplicăm acest termen, doar o tradiție simplă, că așa e din moș-trămoși? Sau este vorbim despre ceva mai mult mai profund de atât? Amos, nu pot să nu excluzi Biblia din uh, discuția asta. Am să o pun altfel uh, problema în speranța că cei care ne ascultă vor înțelege mai profund ce vreau să spun. Vezi, un arhitect are în mintea lui ceea ce urmează să facă. Tu nu vezi, de e acolo și el cumva vede totul, are deja toate plan, tot planul făcut, obiectul sau ce vrea să construiască. Noi am fost un proiect în inima și în mintea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră, Dumnezeu în mintea lui a, de a derulat totul. Spune foarte frumos, Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea lui parte bărbătească și parte femeiască. Deci când Dumnezeu a adus planul ăsta în ființă, din minte sau din interiorul lui, din inima lui, să zic așa, Dumnezeu l-a construit după niște reguli. Vezi tu, nu știu, uite microfonul ăsta, da? Deci inginerul, constructorul, arhitectul lui, tu poți să bați cuie cu el, corect? Dar nu-i făcut pentru cuie. Deci oricât de mult o să iei tu acest obiect să-l transformi în altceva, Poate să merge un cui, dar după al treilea, al patrulea s-a rupt. Adică, omul care nu vrea să înțeleagă și să priceapă că Dumnezeu e Creatorul, Dumnezeu e cel ce a instituit această, această, uh, uh, această familie, va face tot în detrimentul Lui. Nu o să sufere nimeni decât El. Nu o să piardă nimeni decât El. Cei care nu aleg calea căsătoriei și rămân totuși în zona asta de concubinaj, pierd bine binecuvântarea. Pentru că, de fapt, tu... Ce binecuvântare? Păi este modul în care Dumnezeu îți însoțește viața și familia într-un mod nevăzut. Momentele alea în care tu nu știi cum, dar cineva a intervenit și te-a ajutat. Momentele în care tu nu știi cum, cineva a oprit furtuna din casa ta. Momentele alea în care cineva nu știi cum, ți-a vindecat copilul. Ți-a ridicat, uh, 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 nu știu, problema din casă e acel nevăzut, dar care e vital, cum e aerul. Tu nu-l vezi, dar respiri, fără el mori. Așa e Dumnezeu în familie. Nu-l vezi, dar fără el mori, te usuci, te stafidești, te, te, te transformi. Dumnezeu este arhitectul, Dumnezeu e constructul, Dumnezeu e cel ce ține. Tu alegi. Până la urmă, beneficiile sunt ale tale și pierderile sunt tot ale tale. De asta eu cred și nu spun pentru că am citit Biblia, pentru că m-am declarat și mă declar creștin. Și o spun pentru că am trăit-o și o trăiesc și o spun pentru că o văd în jurul meu. Uite-te în societatea noastră, să zicem că a noastră e ușor conservatoare, să zicem că la noi ai văzut, nu mai se păstrează tradiția asta, modul ăsta, încă... Uh... hai să ne uităm în afară, da? Hai să ne uităm în vest, hai să ne uităm... Uite-te acolo, Tragedii, traume, depresii, uh, um, apelează lumea către uh, soluții surogat, da, droguri, alcool și temiri ce. Adică, ce se întâmplă? Ce lipsește? Lipsește exact ceea ce omul vrea să refuze. Dumnezeu e autorul și constructorul a ceva ce noi nu putem schimba. Familia va rămâne construcția lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu. Tu beneficiezi de ceea ce Dumnezeu vrea să-ți ofere prin familie sau nu? Da, nu spune nimeni că e ușor. Nu spune nimeni că e simplu. Dar hai să ne uităm ce e simplu și ușor în lumea asta. Hai să luăm viața unui om care consumă substanțe. E ușoară viața lui? Hai să luăm viața unui om care consumă alcool. E ușoară viața lui? Hai să luăm viața unui fete care se, își vinde trupul. E ușoară viața ei? Ce e ușor? Tu alegi din toate lucrurile astea, ceva ce, de fapt, Dumnezeu spune, eu te ajut să duci greul ăsta. Nu e ușor, dar eu te ajut. E ca și cum tu spui, Doamne, uite, eu aleg ceea ce tu ai făcut pentru că cred că tu mă ajuți. Dacă tu spui, nu mă interesează și nu vreau, nu pierde nimeni, tu pierzi. Nu suferă nimeni, tu suferi. Nu cade nimeni în depresie, tu cazi. Adică, asta cred că lipsește. Capacitatea de a-și asuma. Stai un pic că Dumnezeu e arhitectul, inginerul, Dumnezeu e constructorul. Eu n-am cum să sabotez legile astea. N-am cum să le anulez. Poți să se chinui știința cât vrea ea să creeze copii în afara uterului. Nu vor putea. Va fi decât un alt experiment eșuat. Înțelegi? Asta este părerea mea. Societatea noastră trebuie să se întoarcă la aceste principii pentru binele ei, pentru fericirea ei. Cine e fericit, pentru el e fericit. Cine e împlinit, pentru el e împlinit. Eu nu, tu nu ești, nu te poți bucura, nu știu, cât mă pot bucura eu de familia mea. Te uiți la mine, o, o familie frumoasă, o, o, bun. Ești în lumea ta. Eu sunt beneficiarul, eu sunt cel ce pot uh, profita de ceea ce Dumnezeu a creat și creează în fiecare zi pentru, pentru noi. Deci Practic spui că greutăți sunt și de-o parte și de alta. Și într-o familie, să spunem, cum sunteți voi și legat de tot ce ne-ați povestit, cu siguranță că ați bina și greutăți. Este greu și sub o altă formă, cum, cum aleg unii și ceilalți. Diferența înstă, însă este partea asta nevăzută de care ne spuneai, pe care nu vezi dinainte să spui mă, uite, hai că aleg sau nu aleg în funcție de ce am văzut. Partea asta ascunsă a binecuvântării lui Dumnezeu, ai numit-o. Eu... pe care poți doar să o trăiești, nu să o alegi dinainte. Eu am întâlnit și cazuri în care am rămas șocat de răspunsul persoanei respective. Mă, uite cât am stat în relație cu un cubina și cum au numit-o ei. Um, nu ne-am certat. A fost bine. O după ce ne-a căsătorit, după două, trei luni, zici că s-a rupt furtuna în casa, nu zici că ce s-a întâmplat? Și le-am spus foarte simplu, zic mă, tu dacă nu înțelegi ce faci, cum spunea și crinuța, tu nu înțelegi cum să operezi în situația aia. De exemplu, microfonul ăsta are niște butoane, are niște setări. Tu nu ești inginer, ești psiholog, da? Tu nu o să-mi explici niciodată cum funcționează microfonul ăsta decât cine l-a făcut sau are instructajul lui. Căsătoria are un instructaj familia are un instructaj. Păi depinde de unde ți le iei informațiile. Dacă tu informațiile nu ți le iei de la Dumnezeu, și prin Biblie sau cel puțin prin biserică, nu are cum să funcționeze familia nu are cum să funcționeze. Și atunci eu le-am spus, da, e foarte bine ce ați făcut, e, doar că citești un manual greșit. Vino să înțelegi cum e familia, care sunt beneficiile familiei, care, sunt, care e frumusețea, care e împlinirea. Pentru că tu la sfârșit, când o să ajungi pe un pat de suferință. Și am mai spus chestia Nu o să te țină cardul de mână, nu o să te țină contul de mână și o să-ți deruleze în mintea ta băi, am greșit, bă, poate nu trebuia să fac aia, bă, poate nu trebuia să mă despart. Bă, aia așa cum era, era nevastă mea. Adică regretele astea, uite, eu am un, un principiu de-al meu cu care le folosesc pentru a evita riscul și tragedia în viața mea. Mă duc imaginar cu evenimentul câteva minute înainte. Să presupunem că e o situație, nu știu, o ceartă între noi doi. Mă gândesc, mă, dacă eu acum mă, mă ambiționez și, a, și mă ambiționez și mă ambiționez, unde ajung? Unde ajung? Ajung într-un moment în care ceva o să se rupă. Pentru că și a eu, eu sunt om. Ok, și atunci eu imediat, pentru că am mers imaginar cu subiectul respectiv, mă întorc și spun, nu-i soluția asta. Nu-i care soluția. Care-i soluția? Hai să găsesc o variantă, hai să găsesc o înțelegere, hai să, hai să topesc ceva din mine, hai să fac. Adică te ajută foarte mult Dumnezeu, doar dacă vrei. Dumnezeu vorba cuiva e lângă tine, la distanță de o rugăciune. Atât trebuie să faci. Doamne, ajută-mă. Doamne, nu știu. N-am instructajul, n-am ma, manualul. Dă manualul, să citești să înțeleg. Dumnezeu întotdeauna, cine l-a chemat, a venit. Pentru că el onorează onorează credința și onorează omul care are încredere în el. Ați vorbit foarte mult, în special tu, Cornel, dar cu siguranță că și Crina trăiește lucrul ăsta, partea asta spirituală a implicării lui Dumnezeu. Cum, cum, ați ales voi sau ce practici aveți legat de lucrul ăsta voi doi în căsnicia voastră de-a lungul timpului? Ce v-a ajutat să vă apropiați mai mult de Dumnezeu amândoi, vorbind, vorbind de lucrul ăsta. Adică, ce ați făcut mai exact? Rugăciunea v-a ajutat cititul împreună sau ați citit din Biblie separat? Că știu că sunt anumite, anumite practici care ne-au ajutat și înainte când am cunoscut pe Dumnezeu, dar cu siguranță că ne ajută și formând o familie. Um, o să spun tot eu și apoi poate să completeze crinuța. Um, dacă nu înțelegi cât de important e Dumnezeu în familie, nici nu-l implici. Neimplicându-l, fără să vrei, se pot implica alte persoane. Noi avem o practică și o folosim, ne rugăm de fiecare dată de mână, în genunchiem și dimineața și seara, ne rugăm de fiecare dată de mână. O altă practică pe care o mai avem și cred că este un lucru foarte bun, facem la noi acasă grup de rugăciune. Adică, practic, îmi dau seama cadrul și mediul ăsta în care Dumnezeu ne-a pus pe noi. Nu vreau să fiu egoist. Nu vreau să fiu doar eu. Nu vreau să fie doar mie bine. Și cumva invit și alte persoane. Invitând persoanele respective, cumva văd, simt, trăiesc, înțeleg, wow, o familie frumoasă, wow. Și acolo cumva începe să se nască. E, nu știu, eu numesc creștinii care nu dau mai departe sunt legume, Suflă. Și nu dai nimic. Creștinii care rodesc sunt creștinii care sunt pom. Am primit, înfrunzesc, fac fruct și dau de mai departe, știi? Și atunci, cumva, modul ăsta în care noi ne apropiem unul de altul, ne rugăm, citim uh, împreună, dar din modul ăsta, cumva, facem și o parte celorlalți sau oamenilor care intră în contact cu noi. Am văzut foarte mult că ne ajută lucrul ăsta. Cuvântul lui Dumnezeu spune că uh, cine udă pe alții, Dumnezeu face norul ăla să vine și pui gunoi la rădăcină la altora. Dumnezeu vine. E foarte important, unu, să ai legătura asta și conexiunea asta cu, uh, cu partenerul tău de viață și apoi împreună să dai ceva din ce sunteți voi doi. Eu, toate familiile care se căsătoresc și am posibilitatea să vorbesc cu ele și să le spun un pic din viața noastră, le pun următoarea întrebare. Familia ta ce va produce pentru împărăția lui Dumnezeu? Bun, te-ai căsătorit, ok, o să ai niște situații, o să le depășești, mergi înainte, o să te bucuri de viață. Dar tu, practic, fizic, ce produci? Tu ce dai? Împărăției lui Dumnezeu. Poți să dai într-o comunitate în care să fii parte și acolo ești tu instrumentul sau uh, 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 rotița în angren angrenamentul respectiv, sau poți să faci ceva tu. Eu le spun la toți, mă, începeți așa, vă uniți voi doi, am făcut-o și noi la început. Faceți o oală de mâncare și știți sigur o bătrânică, un bătrânel sau un sărac sau fă niște sandvișuri. Du-te odată pe lună, într-o sâmbătă, Iau de mână, te duci și dă produs. Fă ceva. Învață-te așa. Altfel, consum, consum, consum doar tu, doar voi, doar Și asta e o familie care o să uh, uh, explodeze. C cât să baci, cât să faci. Ajungi la avioane, la. Vorbeam mai devreme de împărăția lui Dumnezeu și mă gândeam ca un ca un ajutor așa pentru bărbați când vine soția să-i zică, dragă, dar nu mă duci și pe mine acolo, nu mă duci și pe mine, mă aldive, nu Îi spui, lasă-te, dragă, că te duc în împărăția lui Dumnezeu <laughs> când <do> o fi. <laughs> Chiar mă duce acolo. Pe lângă ce a spus Cornel, care a zis perfect adevărat, în afară de asta, noi și în mod separat ne rugăm, adică avem timpul nostru cu Dumnezeu, Doi, facem consiliere spirituală și psihologică împreună și separat. Și cumva, izvorul ăsta nu se termină. E o bogăție în continuu, mereu este de învățat, mereu este de așezat, mereu este de conștientizat și cumva nu se epuizează așa. Și trei, Cornel mă implică în lucrările pe care el le face. E adevărat că noi suntem persoane total diferite de -aia cred că ne și atragem. <laughs> Eu sunt mai rezervată la locul meu, nu știu nu sunt adepta foarte mult a expunerii, dar m-a băgat și la Taina Pașilor și la Crăciun. Acum se gândește și la film, mă tot gândesc în continuu cum să fac, cum să procedez. Nu pot să fac ceva care nu e în structura mea, dar asta ne-a unit foarte mult. Adică unitatea spirituală, să zic așa, să înțelegem efortul că dacă o soție, de exemplu, nu se implică cu soțul, nu are cum să-l înțeleagă. Nu știe greu, nu știe câte lucruri sunt în spate, atâta muncă e în spate. Și atunci când ești acolo, zici, gata, am înțeles, văd <laughs> Da, deci cam astea sunt legăturile. <laughs> Dragii mei, Cornel și Crina, din păcate spun eu că asta spun la fiecare invitat, cel puțin în ultima perioadă, timpul trece, trece foarte, foarte repede atunci când discutăm lucrurile astea care, pe care le trăim toți practic în viețile noastre. Dar din păcate încheiem episodul de astăzi aici. Vă mulțumesc pe această cale încă o dată. Cornel, tu ai mai fost la noi. Și îți mulțumesc, și ții, oricum, și știi lucrul ăsta. Îi mulțumesc și Crinei că a avut Cu curajul acesta să vină, să vină astăzi la noi, și pe această cale mulțumesc și ascultătorilor noștri. Și nu uitați, dragii mei, dacă aceste informații v-au ajutat, nu uitați să le dați și altora, nu uitați să vă abonați pe canalul nostru, pentru că aici, la Fără paravane, încercăm să aducem întotdeauna, de la episod la episod, informații noi. Încurajări noi și direcții noi în viață. Pe curând să fiți bine!